E de la fix, sunteți așa de emoționați, așa de, sau din pricina faptului că emoțiile aprinderii luminilor sunt atât de mari, că nici nu știi? Dar cine acolo cu zona aia? De acolo au fost băieții care au venit cu fanfara. Am nevoie acum, copilași, dragi copilași, de niște ajutoare, pe lângă, unde a plecat? Ia vine aici lângă mine, nu plec, care lângă mine, vine aici. Știi ce e butonul ăsta? Ia vine să te vadă lumea. Ce e butonul ăsta, după părerea ta? Ce facem cu el? Ia să vedem. Vreau să umplu scena asta de copilași, pentru că eu mi-am amintit de când eram mic. Era mai mare bucuria când veneam Moș Crăciun decât de ceea ce mi-a ducea el. Deci ceea ce mi-a ducea nu mă bucuram niciodată. Uite, Moșule, sper să n-ai nevoie niciodată de salvarea aia. Vrei să miști tu iubita sau ești prea mică? Hai, cine mai vrea să vină copilaș, dar copilaș în sensul ăsta, adică nu dintre aia, că știu eu cum e. Mulți dintre noi le considerăm încă, nu e așa, copii pentru sufletul sensibil. Deci așa, hai, cu 10 copilașe, zicem, un 15 maxim, să nu cumva să... Ia uite, ia veniți, mă, nici aici copii, să facem o mare de iubire pentru că vine Moșul Rusu. Uite, am zis ceva, dar până la urmă pompierii sper că nu au venit pentru evenimentul nostru, e chemat tot, nu. Mai vin copii? Mai vin copii? Abia aștept momentul ăla în care să întreb copiii dacă știe vreunul vreo poezie. Ăsta a fost stresul meu cel mai mare când eram mic. Cum intra câte unul în casă, vedea maică, mi-a spunea: hai, Florine, spune poezia aia frumoasă pe care o știi tu. Eram, iar când venea moșul, ăla era. Copilaș, pentru care dintre voi moșul a pregătit? Ia uite, voi am zis, am încurcat-o acum, să vedeți voi ce facem aici pe scenă, am dat liber la copii pe scenă, pe astea a trei. Haideți copii, mai lumină așa, să vă vadă lumea. Ia uite, faceți cu mâna fiecare dintre voi, părinților sau însoțitorilor și voi de dincolo tot așa. Adică dacă ați venit și aveți copil pe scenă, haideți să vedem unde sunteți. Ia uite copii, asta e scena voastră. Hai să vă explic ceva. Ia uite, aici avem un buton. Da, dați-vă la o parte, dați-vă la o parte. Ăsta e butonul ăsta prin care transformăm centrul orașului dintr-unul în întuneric, într-unul în lumină. Dar nu fac lucrul ăsta, copii, până nu mă încredințez că dintre voi, măcar unul, dacă nu doi, trei, spun o poezie. Cine vrea? Unu, hai lângă mine. Deci tu ai zis că vrei poezie, cine mai zis? Tu și tu. Haideți lângă mine, ia. Așa să te vadă lumea. Întâi să ne spui cum te numești și după aceea să ne spui ce poezie îi spui tu moșului. Deci eu sunt moșul, da? Oh, oh, oh! Ce-ai pregătit tu pentru mine? O poezie care se numește Trimit moșului scrisoare. Îi trimit scrisoare sau îi trimit SMS? Sau îi trimit un WhatsApp? Sau îi scrii un story pe Instagram? Sau îi faci un TikTok? Ce îi faci la moșul? Trimit scrisoare. Hai, spune-mi, uite, îți dau microfonul ăsta, dar tare, știi cum e? Băi, să te audă până la Paris. Trimit moșului scrisoare să-mi aducă daruri multe. Poate aduce și ninsoare, oare? Vrea să mă asculte. Recunosc că n-am fost cu minte și am făcut câte o prostie. Dar când îmi aduce daruri, îi voi spune o poezie. În ajunul de Crăciun, voi merge la Colinda să-i vestesc omului bun, pe Iisus prea luminat. Bravo, copii! Cine mai zis că știu o poezie? Tu, iubita mea! Uite, vrei, fii atent aici. Uite, m-am gândit să-l chem și pe domnul primar să-i spui lui poezia. Ai curajul ăsta? Da. Bine. Hai, domn primar, aici am găsit o fată frumoasă care vrea să spună o poezie. Cum se numește poezia ta, iubita? Hai mai în față. Așa, să ne vadă lumea, așa că suntem mulți. Cum se numește poezia ta? E vreau să... Cum? Vreau să cânt un cântec. Ia, uita să ne cânte un cântecel. Hai, cânte un cântecel, iubita. Hai, zi. Moș Crăciun, vede, dar vede, a sosit de plin amest și ajunge daruri multe la fetițe și băieți. Moș Crăciun, nu! Moș Crăciun,
foarte frumos, dacă v-a plăcut, haideți să o aplaudăm. Cine mai cântă? Cine mai cântă? Hai, ce ai și tu. Domn primar, v-a plăcut? Hai să vedem, hai. Ia cântă-ne și tu ceva, hai, zi. Asta să știi că nu știu să te ajung, melodia asta la o prima ta cunda, dar hai că improvisăm amândoi, hai. Prindem luminile, hai! Toată. Atenție, 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 nu punem mâna să nu cumva să greșim, copii, să nu greșim. Când numărăm, da? Numărăm 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, să mă dăm fericite! Ce frumos e! Îți place iubito? Da! Mai vin și la anul? Da! Ție ți-a plăcut? Da! Uite ce înseamnă o fetiță! Ia, un cântec vesel să cântăm acum! Mulțumim, copii, v-a plăcut? Vă place? Vă plac luminițele? Da! Vă place roata? Da! Vă place patinoarul? Da! Vă place pe mine? Ce v-am păcălit! Ia să vedem! Acum copii, ia uite aici, hai, ține-mă-i măști! Ține-mă-i măști! Iubiții mei, mă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, iubitele, mulțumesc! Uite, mă, ule! Să știți că mi-ați făcut seara asta tot de frumos, să nu vine să plâng acum! Deci n-am mai plâns, nu m-a mai iubit nimeni așa, din liceu! Copii, vă mulțumesc frumos! Mergem jos acum, că mai avem un program pentru voi, știți? Uite-l, vedeți femeia asta? Dacă eu vă spun cum îl cheamă voi, îl aplaudați? Îl cheamă Marcel. Marcel Poatinsoni! Ia să-l aplaudăm! Bravo! Bravo, bravo! Zi! Bravo! Bate palma! Cu cine ai venit? Cu mama sau cu tata? Cu Domenico! Mulțumim, copii! Vedeți să nu stricați butonul ăsta! Că nu mai avem la anul cu ce să aprindem. Luminile, se strică. Vrei să stric luminile? Da? Nu le stric. Hai. Mulțumim, copii. Mulțumim foarte frumos. Doamnelor, domnilor, încep sărbătorile. Mă uit la copiii ăștia frumoși. Dincolo de faptul că am văzut multe treburi care au început undeva pe la sfârșitul în noiembrie, așa, începutul lui noiembrie, sfârșitul lui octombrie, deja veneau ei amicii, mânecă scurtă, de făceau poze la bratul din centrul orașului, dar asta este sărbâna. Nu uitați să învățați pe ăștia mici că sărbătorile care vin nu sunt nici despre supermarketuri, nici despre cadouri, nici despre măcar luminile astea frumoase. Sunt copii despre cel mai mare influență.